Bună și bine ați venit pe Tarot, Ada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia RAC, astăzi vom face RAC pentru luna iulie, dragilor, și haideți să vedem ce se întâmplă în această lună pentru voi, ce energii se deschid și cum lucrează Universul pentru voi, RAC. Și o carte a venit, este cartea stabilității, acceptare, dragilor. Aveți cartea numărul 4. Structură și disciplină, organizare și acceptare. Este posibil să-ți accepti destinul, este posibil să-ți accepti limitările, este posibil să-ți accepti condiția exact așa cum este și este minunat, dragilor. Sau poți să accepti în viața ta o persoană nouă care vine acum spre tine și vine să echilibreze totul, pentru că aici este o lună nouă, iar aici este un schimb energetic egal, făcut între un bărbat și o femeie. Foarte frumoasă această energie pentru raci, este total ceva diferit de ce ați trăit până acum, este acceptarea, de la iubirea de sine și acceptare pleacă orice fel de vindecare, iar voi în această lună acceptați, iar schimbarea se produce, dragilor, la nivel energetic. Următoarea carte este discernământul. Vedeți clar, limpede, tot adevărul. Toată nebuloasa care a fost până acum, nu prea ați înțeles ce se întâmplă aici. Chakra plexului solar este activată. Faceți ca lucrurile să se întâmple pentru voi și schimbarea vine. O mare schimbare în vânt, dragilor, pentru voi. O lună în care două energii se împletesc perfect, o alchimie, o dedicare. Aici ți se arată că deții toate resursele pentru a face această mare schimbare. Ai toate instrumentele la îndemână, ai cunoaștere, ai înțelepciune, ai intuiție, ai iubire, ai lumină, ai și comunicare și foc și apă. Și monede, ai toate resursele la îndemână și multă comunicare. Haideți să mai vedem o carte de aici, ce vrea să vină către voi în această lună, ce energie, foarte frumos pentru RAC. Luna iulie ți-aduce o acceptare, accepți un destin și ești protejat. Orice ai fi avut aici, orice ți s-ar fi făcut, orice energie ar fi fost puse pe tine de oameni buni, mai puțin buni, de oricine, ești protejat, nimic nu te atinge în această lună. Gândește-te la tine și la scopul pentru care ai venit pe acest pământ. Noi suntem iubire, dragilor, suntem energie. Să lăsăm energia iubirii să-și spună cuvântul aici, deții toate resursele. Puneți intenții în univers pentru că ce vine către voi este foarte frumos. Acceptare, o carte superbă, o carte care aduce echilibrarea, yin și yang, stabilitate. Vine stabilitatea în viața racilor. Haideți să vedem ce este aici. Ce a fost controlul, ai încercat să deții controlul sau o persoană a încercat să dețină controlul asupra ta. În această lună nu mai poate accesa energia ta benefică pentru că tu o ții pentru tine și aici ți-ai învățat toate lecțiile. Acum ești într-o nouă etapă a vieții tale, începi să clădești visul. Începi să te gândești la ce este pentru tine și ce nu. Această lună îți aduce desăvârșirea, îți aduce împlinirea dorințelor. Aici este lumea, este cartea lumii care aduce recunoaștere, care aduce succes, care aduce închiderea unui ciclu, care aduce schimbarea, schimbarea în bine. Și vei face parte din acest proces, experimentarea, îți dorești lucruri noi, diferite de ce ai trăit până acum. Resurse ai, claritate ai, poți doar să-ți imaginezi tot ce-ți dorești pentru că tot ce-ți dorești vine la tine și aici vedem schimbarea, transformarea, este cartea morții, moarte și renaștere. Ai tot amânat acest moment
să ieși din zona ta de confort. Acum nu se mai poate, este o lună care ți aduce în față toate adevărurilor. Afli aici multe lucruri în această lună și toate aceste lucruri, deși la prima vedere sunt triste, grele, îți aduc claritate, ceea ce face ca viața să devină mult mai ușoară, să o vezi cu alți ochi și să-ți reiei aici toate puterile, să-ți iei puterea înapoi, pentru că ești și protejat, ești și ajutat. Aici universul îți închide această capcană, îți închide drumul spre persoanele false care au vrut să dețină controlul, care au vrut să manipuleze. Tu ești curcubeu. Mergi spre desăvârșire, mergi spre succes. Frumoasă această lună pentru voi. Acceptare, un echilibru perfect. Masculin, feminin, o persoană care se îndreaptă către voi. O nouă iubire, o schimbare totală. Îți dorește această nouă experiență. Îți dorește această experimentare. Vrei să faci parte din... un cuplu perfect, ideal, și acest lucru vine către tine. Prima carte, diavolul. Ori aveți un capricorn în viața voastră care a vrut să dețină controlul sau a deținut controlul, ori o adicție, ori o codependență, ați ținut cu dinții de ceva, ceva ce știați că nu vă face bine, dar ori nu ați putut, ori ați fost constrânși, ori a trebuit să... faceți un pic de curățenie în viața voastră. Diavolul 9 de bâte, 2 de bâte, pajul de săbi, regina de monede și regele de cupe, dragilor. Wow! La capătul setului de cărți, transformarea, tot o schimbare, tot o reînnoire a voastră. Racii merg în această lună spre o nouă viziune, spre altceva. Totul se schimbă în viața voastră. Setul de valori și credințe, atașamentele dispar, greutățile, temerile dispar, pentru că voi visați aici la o lume mai bună, la cu totul altceva. Da, aveți la picioarele voastre pământul, lumea, tot ce este lumesc, dar voi vă doriți mult mai mult de atât. Și veți avea, pentru că aici aveți... cartea imaginației, imaginați-vă, comunicați cu voi, vedeți, aici este o carte a secretelor, doar că este întoarsă. Lucruri multe în viața voastră au fost și nu ați știut de ele, ascunse de voi. Este cartea și momentul în care vi se spune că aveți acum protecție și puteți să descoperiți toate aceste lucruri. Pentru că aceste secrete vă vor duce pe drumul cel bun. Aici dispare această toxicitate, diavolul. Este ceva ce va ros pe interior ca o otravă care va tot înrăit, dar voi ați rămas buni, dragilor. Nu ați vrut să ieșiți din zona voastră de confort, din bunătatea voastră. Voi aici sunteți persoane bune, iar universul vă protejează, vă ajută, vă deschide drumuri în această lună. Aici aveți desăvârșirea, iar aici aveți o regină de monede. Sunteți probabil mamă, sunteți bună, sunteți, vreți ca toată lumea să fie bine, să vă iubească toată lumea, pentru că voi iubiți pe toată lumea. Dragilor, nu se poate să iubim pe toată lumea, nici toată lumea să ne iubească pe noi, pentru că fiecare are scopul lui în acest univers. Și sunt energii complementare, sunt energii care nu se potrivesc și energii care se atrag. Noi atragem ceea ce suntem. Voi aici, în această lună, cam schimbați direcția. Visați la ceva mult mai măreț și transformarea are loc. Transformarea voastră, aici este reinventarea voastră, 9 de monede. Vedeți, 9 de monede anunță starea voastră personală de bine. Voi aici vă reinventați pe voi, reinventându-vă pe voi, atrageți în viața voastră persoane sincere, simple, dar în profunzime complexe, dar cu o comunicare clară, sinceră. Acest diavol, secrete, lucruri ascunse de voi,
Le vedeți pe toate în această lună, vi se relevă, visați, vedeți, se întâmplă, universul va aduce în cale, dragilor, dacă privim în ansamblu, vedem totul. Trebuie să fim conștienți de ce este în jurul nostru, de cine suntem noi. Voi vă reinventați în această lună, îmi place pentru raci, pentru că racii se pun pe primul loc în această lună. 9 de monede anunță cartea și momentul în care voi vă reinventați pe voi. Am văzut resurse, aveți, folosiți-le. Această bunătate și această dorință de a face pe plac tuturor nu v-a adus beneficii. Voi trebuie să mergeți cu credința voastră, cu planul vostru, indiferent care ar fi părerile celor din jur. Nu facem rău în jurul nostru nimănui, dar ținem cont de obiectivul nostru, dragilor. Moartea, transformarea anunță un lucru total diferit. Vedeți aici, aveți nebunul și 3 de cupe. Un nou început, fără niciun fel de bagaj din trecut, dar și fără prejudecăți. Nebunul crede în visul lui și visul lui se împlinește. Puneți dorințe în univers pentru că are loc o mare transformare și vei experimenta lucruri noi în această lună. Aici sunt crini. Crinii anunță pasiune, iubire, speranță. Aici aveți o regină de monede și un rege de cupe. Voi sunteți aici un rege de cupe, dar sunteți într-o energie feminină. Dacă vine viața voastră, sunteți doamne și vine un domn, trebuie să vă echilibrați energiile și veți face acest lucru într-un mod înțelept, pentru că aici este pajul de săbii. Sunteți atenți și nu mai călcați nici măcar un pas strâmb, pentru că aveți un drum deschis în fața voastră, aveți o popădie în care suflați și o carte a manifestării clare a tot ceea ce vă doriți. Secrete care au fost ascunse și pe care începeți să le intuiți și să le dezvăluiți într-un mod benefic pentru voi. Tot ce aflați în această lună o să folosiți în favoarea voastră. Sunt lucruri grele de mult ascunse, secrete bine ascunse și ținute departe de ochii voștri. Veți ști cum să le folosiți în beneficiul vostru. Veți întoarce aceste secrete, aceste lucruri în favoarea voastră. Vă detașați de tot ce nu vă mai aduce împlinire. Aveți diavolul și moartea. Se închide cu acest circ, cu această otravă. Tot ce v-a otrăvit sufletul rămâne disipat în neant, pentru că se disipă în neant, pentru că aici voi ați devenit persoane înțelepte și cereți schimbarea, schimbarea voastră. Aveți 9 de monede, vă reinventați pe voi, dragilor. Reinventându-vă pe voi, chemați în viața voastră persoana predestinată, situația perfectă. De voi depinde aici. Am văzut o chakra plexului solar. Trebuie să faceți ca lucrurile să se întâmple, pentru că acum aveți toate instrumentele la îndemână. Puteți. Aici este o protecție mare pe care o aveți în univers și o cerere pe care o puneți acum în univers. Un apel pe care îl faceți universului și universul vă răspunde, dragilor. Iar aici acceptați persoana nouă care vine în viața voastră, statutul nou, indiferent care ar fi el. O carte superbă, o lună frumoasă. Aici un rege și o regină, de pământ și de apă. Faceți în așa fel încât acest mix al energiilor să devină complet, compact, sănătos. Cu multă cunoaștere, cu multă știință, cu multă durere strânsă în spate pe care o lăsați. Nebunul lasă în spate durerea, lasă prejudecățile și merge către scopul lui, pentru că este conștient că totul îi va reuși și totul vă reușește. Aveți o lume, o carte a lumii care închide un ciclu și închide un ciclu greu aici, toxic, cu secrete, cu lucruri ascunse, de joasă vibrație. În sufletul și în adâncul sufletului vostru, voi visați la ceva măreț. Acel ceva măreț se întâmplă acum pentru voi, dragilor. Vedeți? 2 mâini, masculin, feminin, se îmbină frumos, o energie
firească, plăcută, se face clic, sare scânteia și începe un nou început. Foarte frumoasă luna pentru voi. Cineva de la depărtare este posibil să vină către voi. Poate voi mergeți într-o vacanță și întâlniți o persoană care și ea este fix în același moment ca și tine. Exact la momentul în care vă întâlniți, voi trăiți aceeași dramă pe care o lăsați în urmă. Aici se face o conexiune perfectă între un bărbat și o femeie predestinat să ajungă împreună, practică și tu compasiunea. Fii blând cu tine, fii blând cu ceilalți, gândește-te la o nouă perspectivă, gândește-te la schimbare, ce-ți poate aduce schimbarea, ce-ți poate aduce dacă rămâi în același loc. Nu prea mai poți, pentru că aici ți se dezvăluie foarte multe secrete, vezi adevărata față a oamenilor de lângă tine și începi să aspiri la visul tău. Tu aici vrei iubire, vrei compasiune și ți se spune să practici tu compasiunea, pentru că va veni înapoi la tine exact ceea ce oferi tu și pui în univers. Da, aici aveți o întâlnire romantică cu o persoană care își dorește atingerea, care își dorește să te cunoască. Acest rege de cupe, rac, scorpion, pești poate fi, sau o persoană în zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, un capricorn diferit de ce a fost în trecut, sau în nici într-un caz nu mai este un diavol, nu mai este o toxicitate. Aici este o iubire pură, sinceră, un om care dorește o atingere și care poate să vă aducă fericirea, o atingere, o vorbă, un zâmbet, poate să vă aducă multă mulțumire. De acolo pornește totul, dragilor. Voi aici împliniți un vis, pentru că faceți schimbarea, pentru că aveți cum să faceți această schimbare și pentru că universul vă protejează în această lună. Sunteți binecuvântați. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc un iulie de vis. Vă pup, pa, pa!